Bună ziua, dragii mei! Numele meu este Gabriela Ciocu, Coca, Regional Manager în DuoLife. Astăzi sunt în fața voastră ca un reprezentant al școlii Network Academy. Această școală a fost realizată pentru a veni în ajutorul celor care își doresc să își dezvolte propriul business. În interviul de astăzi, să știți că avem doi invitați. Așadar, răspunsul la întrebările noastre îl veți auzi din două puncte de vedere. Primul invitat este doamna dr. Carmen Pledea, medic primar, medicină generală, terapeut, formator, este un ambasador al campaniei sociale europene Trăiesc Conștient, World Healthy Living Foundation, și domnul Dinu German, care este fondatorul școlii Network Academy, este național director în DuoLife și are o vastă experiență în domeniul network marketingului. Dragii mei, avem aici câteva întrebări pe care o să vi le citesc și, așa cum spuneam, vom auzi două puncte de vedere diferite ca și răspunsuri ale acestora. Și zi de zi să știți că invitații noștri împărtășesc din experiența acumulată de-a lungul anilor cu oamenii din jur. Promovează un stil de viață sănătos și activ după principiile proiectului Trăiesc Conștient, fiind astfel un exemplu pentru noi toți. Eu zic că este timpul să începem cu prima întrebare. Ce înseamnă produsele DuoLife pentru sănătatea noastră? Ce înseamnă aceste produse pentru un networker? Și de asemenea, cu ce se folosesc ele, cu ce se deosebesc ele față de alte produse de pe piață? Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă simt onorată. De-a lungul timpului am fost obișnuită să lucrez cu oamenii cei mai buni, cu produsele cele mai bune, indiferent de domeniul în care am activat. Faptul că am ales de o perioadă de timp să promovez și să folosesc produsele companiei DuoLife este datorat faptului că m-au convins prin calitatea lor. Este singurul moment în care am descoperit că există suplimente alimentare premium care sunt obținute printr-o tehnologie cu totul diferită, deosebită față de suplimentele altor companii. Faptul că există un consiliu științific în această companie, coordonat de o eminență cenușie, de domnul profesor Cartaș, pe care cu toții deja îl cunoaștem, faptul că acești oameni depun efort zi de zi pentru optimizarea formulelor deja existente, faptul că într-adevăr își doresc ca aceste suplimente să fie strict în beneficiu omului. Practic aduc omul în centrul atenției companiei și de asemenea faptul că sunt respectate câteva reguli care formează standardul de aur al companiei înseamnă foarte mult. Faptul că nu sunt folosite plante modificate genetic, faptul că toate ingredientele provin din zone curate, ecologice, biologice, de pe întreg mapamondul, faptul că tehnologia de obținere a suplimentelor lichide, spuneam, este o metodologie, o metodă inovatoare, aceea de a fi folosită o presiune foarte ridicată la o temperatură scăzută, ceea ce face ca rezultatul obținut, produsul obținut să își păstreze toate valorile nutritive, nutrienților din plantele folosite. Faptul că se folosesc ambalaje de sticlă, este o sticlă de tip special, farmaceutic, de culoare închisă, care protejează conținutul de influența factorilor exterior, deci produsul respectiv poate fi consumat cu mare încredere. Faptul că plantele care sunt folosite pentru extracția acestor suplimente se folosesc în totalitatea lor. Nu sunt părți componente ale unei plante, ci planta este folosită în totalitate pentru ca noi să beneficiem de întreaga cantitate de nutrienți pe care ne oferă o plantă și nu numai de nutrienți. Să auzim acum și punctul de vedere al unui networker, așa
Iar atunci am pus accentul că și pentru un networker, da, care vrea să-și dezvolte propria afacere, e foarte important produsul. Adică este unul dintre cei patru factori la care mă uit eu, dar unul dintre cele patru elemente la care mă uit atunci când mă uit la o companie de multilevel marketing. Astfel încât, clar, cu cât produsul este mai bun, cu cât produsul este de mai bună calitate, care vine și inclusiv este certificat, nu doar de certificatele care sunt în spatele lui, adică vorbim de certificatele obținute de compania DuoLife, dar vorbim și că vin specialiști alături de noi care deja certifică calitatea produselor însuși prin ei, da, prin ceea ce ei reprezintă, deja pentru noi înseamnă un punct în plus. Așa că pentru un networker, ca să poată să-și dezvolte o afacere, ca să poată să-și formeze o echipă, da, e important să aibă un produs de calitate. Pentru că știm și noi, e normal, ne place calitatea la ora actuală, oamenii apreciază din ce în ce mai mult calitatea, nu mai putem să vorbim de acum 20 de ani, orice produs era pe piață, toată lumea îl testa, în momentul ăsta există informația, nu mai poți păcări pe nimeni, nu mai poți să spui că produsul într-un fel și de fapt să nu fie așa, este tot mai transparent, uitați-vă, eticheta, da, curată, tot felul de lucruri care deja vin să fie, companiile vin să fie transparente. Astfel încât pentru noi produs de calitate înseamnă o piață pe durată lungă, nu doar de moment, în care bineînțeles că poate să fie o anumită curiozitate. Așa că eu nu pot decât să mă bucur și să, ca networker, văd produsul ca un instrument prin care eu pot să-mi dezvolt cu adevărat o afacere, nu doar pe termen scurt, ci pe termen lung. Haideți să trecem acum la cea de-a doua întrebare. Știm că în fiecare seară de marți din săptămână, la ora 20, doamna dr. Carmen Pletea, împreună cu domnul dr. Chirilă Cristian, care este specialist în boli de nutriție și diabet, se întâlnesc cu partenerii DuoLife și nu numai, într-o sală virtuală. Spuneți-ne, vă rog frumos, ce se întâmplă acolo și cât sunt de importante asemenea evenimente pentru comunitatea DuoLife. Din punctul meu de vedere, este foarte importantă această activitate pe care o desfășor împreună cu colegul dr. Cristian Chirilă, pentru că venim în întâmpinarea multor probleme ale colaboratorilor, ale partenerilor, dar și ale potențialilor parteneri. Spuneam, Alina, suplimentele alimentare elaborate și distribuite de compania DuoLife sunt o calitate neîndoielnică, sunt suplimente de premium, de o calitate foarte, foarte înaltă, dar este totuși nevoie de a fi cunoscut modul de folosire. Combinațiile dintre aceste suplimente sunt foarte importante și ele. Și pentru un om aflat în suferință, cred că este mult mai util să vii cu o schemă de tratament care presupune folosirea suplimentelor alimentare, dar este foarte importantă informația suplimentară cu care venim, respectiv schimbarea stilului de viață, schimbarea alimentației, adoptarea unui program de mișcare fizică și alte informații care se pretează pentru fiecare caz în parte. Nu suntem adepții unei formule tipice, amândoi agrem ideea de a personaliza schemele de tratament oferite și până la urmă și informațiile. Plus că fiecare caz în parte care ne este prezentat este foarte util și pentru ceilalți. Cu siguranță nu există o singură persoană care suferă de o anumită afecțiune. Atunci și ceilalți pot învăța, pot asimila informațiile pe care noi le oferim în cursul acestor consultații. Da, pentru mine acest Consiliu al Medicilor, da, care mă bucur din suflet că am luat parte inclusiv eu la înființarea acestui consiliu, adică am făcut, da, am susținut această idee și acest consiliu și mă bucur pentru că DuoLife a venit în sprijinul nostru, da, și este oficial, adică nu este doar ceva creat de lideri, este ceva inclusiv la care ia parte chiar compania. E un lucru fantastic, mai ales pentru un networker, mai ales pentru un om de afaceri, pentru un om care, cum zic, cu ajutorul acestor produse îl dezvoltă o comunitate a lui. Este nonsens să mă apuc să fac eu acum medicină a 6 ani de zile, da? Pentru ca să-mi dezvolt un business. De aia este extraordinar când am lângă mine specialiști care poate să ofere informația și nu mai trebuie eu să învăț anumite lucruri. Plus că nu sunt credibil. Am văzut pe piață și sunt foarte multe persoane care merg, fac un curs de două luni și deja sunt mari, mai că nu se numesc
ei știu tot, ei, inclusiv și dacă, cred că poate am auzit o grămadă de cazuri, da, stau toată ziua cu Carmen, vorbesc, numai Carmen nu este doar, în consiliu, zic așa, doar ca și doctorul nostru, da, un intermedicin, nu știu, oficial, Carmen este și o prietenă, da, personală, adică aud tot felul de cazuri, trimit tot felul de persoane la Carmen. De ce? Pentru că ea este specialistul și mi se pare absolut normal să faci lucrul ăsta. Și atunci, vă dați seama, deja probabil că multe lucruri le și înveți, e clar, le înveți din mers, dar totuși, indiferent că le vezi, și vreau să atrag atenția tuturor care fac lucrul ăsta pe piață, nu vă mai asumați nimica, nu voi care nu sunteți specialiști, asumați în ceea ce e specialist. Așa că pentru noi cred că este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le puteam face în România și nu cunosc încă în România comunități care să aibă oficial astfel de medici recunoscuți într-un fel de către companie. Mie mi se pare fantastic și mulțumim DualLife pentru pe care asta și vă spun, cei care sunteți deja în comunitatea DualLife cunoașteți lucrurile astea. Mulțumesc! Trecem la următoarea întrebare care este special realizată pentru doamna doctor. Toată lumea cunoaște expresia e mai ușor de prevenit decât de tratat. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Cum ne ajută suplimentele DualLife și câteva sfaturi pentru cei care ne urmăresc interviul? Este foarte adevărat această. Sau de combătut, cum se mai spune, pentru că, în primul rând, presupune un consum de energie mic, un consum de timp mai mic, cheltuială mai mică, din punct de vedere financiar mă refer, plus că a preveni ar fi normal să devină un stil de viață, pentru că nu este nevoie să ajungi în faza de boală, pentru a-ți aduce aminte că ești singurul responsabil de starea ta de sănătate. Și în momentul în care previi, cu siguranță te bucuri de o viață cu sănătate, dar în armonie, astfel încât să-ți poți desfășura toate activitățile pe care ți le dorești, să te bucuri de relațiile de familie, să te bucuri de prieteni, să te bucuri de anturaj, de comunități, de comunitatea din care faci parte. Deci avem suficient de multe, destul de activități cu care să ne umplem timpul, astfel încât să nu trebuiască să tratăm diverse afecțiuni. Faptul că aceste suplimente sunt deosebit din punct de vedere calitativ, conferă posibilitatea de a preveni orice fel de afecțiune, dar pot fi folosite și curativ și de întreținere. De fapt, sunt cele trei aspecte pe care eu le sublimez de fiecare dată, cu fiecare ocazie, pentru că e nevoie ca oamenii să fie instruiți, să-și însușească aceste informații și până la urmă, așa cum spuneam, să conștientizeze că sunt singurii responsabili pentru starea lor de sănătate. E normal să-și asume sănătatea așa cum își asumă viața în totalitate. Mă bucur că putem oferi informații și sfaturi, atât eu cât și colegul meu, doctorul Chirilă, suntem deschiși tuturor dialogurilor și ajutăm cât putem de multă informație de fiecare dată când este posibil și la fiecare întâlnire pe care o avem cu colaboratorii, cu partenerii, accentuăm acest aspect. Prevenția este mult mai ușoară decât tratarea, decât combaterea și faptul că învățăm să trăim adoptând un stil de viață cu totul diferit decât cel de până acum, un stil de viață sănătos, ne putem bucura într-adevăr de sănătate din toate punctele de vedere. Mulțumim frumos, doamna doctor. Acum îi adresez din următoarea întrebare. De multe ori auzim în industria network marketingului oamenii folosind expresia muncești când vrei, dacă vrei și cu cine vrei, care de cele mai multe ori dă senzația că în network marketing este ceva ușor și ajungi foarte, foarte rapid la câștiguri financiare. Cât este de adevărat acest lucru? Da, mă auz această expresie. E clar, a existat întotdeauna, cum zic, au existat foarte multe persoane care ți-au dat senzația că vii într-o industrie în care câștigi bani ușor. Sincer, banii se pot câștiga ușor în sensul că îi muncești. Nu există bani ușor nemunciți.
Ceea ce, din punctul meu de vedere, da, e adevărat această frază, muncești cum vrei, dacă vrei, cu cine vrei, da, și câștigi bani, în contextul în care nu te aștepți să câștigi bani. Dar dacă vrei să câștigi bani, cu siguranță este fals. Industria de network marketing, la fel ca orice altceva în face în viața asta, e clar că pentru a face un lucru sau a deveni profesionist într-un lucru, trebuie să înveți, trebuie să muncești. Știm foarte, foarte bine și sunt foarte multe exemple, cred că și persoanele care ne ascultă acum cu siguranță pot să ne confirme că poate au fost în multe companii și n-au găsit o grămadă de lucruri care să-i învețe, să devină mai buni. Adică nu cred că cineva merge și toată lumea stă la coadă și nu mai știe cum să vină, da, nu bate lumea la ușă și te întreabă, dar n-ai intrat în compania că aș vrea și eu să fac parte din comunitatea respectivă. Nu se întâmplă așa. Deci e o poveste, din punctul meu de vedere, am spus, atâta timp cât nu te aștepți să câștigi bani, e adevărată. Dar dacă vorbim de bani, este falsă. În această industrie trebuie să fim conștienți că pentru a primi trebuie să dăm. Network marketing înseamnă a crește oameni. Nu există, am văzut lideri în viața mea și este adevărat, am văzut lideri care au o forță să muncească singuri, datorită entuziasmului lor, ajung probabil să câștige sau ajung la un anumit nivel, dar credeți-mă, nu foarte mare. Dacă nu veți să crești oameni, dacă nu veți cu adevărat să lucrezi la oameni, dacă nu ai un sistem prin care să poți să coordonezi, să poți să controlezi cu ghilimele de rigoare, să te autoevaluezi, de fapt, dacă putem să folosim un cuvânt corect, nu e vorba de control, e un autocontrol până la urmă, dar aș vrea să văd în ce direcție sunt, nu există așa ceva, adică încerc când vreau, dacă vreau, da, știu, stai la cafele și nu faci altceva decât să încasezi bani, da, știu, nu există așa ceva, ca și mă bucur că a fost adresată această întrebare, pentru că oamenii trebuie să fie conștienți de anumite lucruri. A câștiga bani ușor, dacă e să mă întreb pe mine personal, înseamnă a munci din greu, dar într-un mod plăcut. Adică, cu alte cuvinte, munca care oricum o faci, munca, dar acțiunile pe care le întreprinzi trebuie să fie din iubire, din dragoste, să-ți facă plăcere ceea ce faci și atunci, într-adevăr, munca poate deveni adică ceva ușor pentru.